La bună revedere, prieteni! Momentul de poezie a ajuns la numărul 727, dar mă uit pe însemnări ca să vă zic că suntem la atât de multe zile de poezie în continuu, în tot pandemie, că ați văzut, nu s-a terminat, nu mai suntem în stări de urgență de tot felul, ci suntem acum mai aproape de starea de război. Dar asta e, trebuie să înfruntăm toate problemele pe care ni le pune în față viața și să găsim soluții, chiar dacă nu putem să punem capăt nici pandemiei, nici războiului. Noi continuăm, zic eu, să iubim poezia și să ne bucurăm măcar câteva clipe de ea. Eu asta încerc să fac, sper să reușesc. Dacă nu, îmi pare rău, mai mult de atât nu știu ce pot să fac, dar încerc să vă sugerez și poezia ca medicament pentru orice stare care nu vă place. Sunt doar câteva clipe, dragii mei, nu vă rețin mult și zic eu că și muzica pe care o selectez ar putea să facă și ea parte din această condensare de bucurie și de frumusețe. Pentru această întâlnire am găsit o înregistrare, compoziții semnate de Alessandro Marcello, un compozitor venețian care a trăit între 1673 și 1747, un domn care a fost chiar nobil al Veneției și deja îmi și imaginez lumea aceea fabuloasă, îi spunem noi, pentru că nu-i așa, nici măcar nu putem să mai fim acolo și atunci putem să facem un parcurs imaginar doar plăcut și doar cu frumuseți. Dar poezia chiar ne duce în lumea asta frumoasă, de altfel și sunetele cam tot într-acolo merg. Primul autor pe care vreau să vi-l prezint din triada cu care deja v-am obișnuit, dar nu e niciodată aceeași triadă. Deci primul autor este un regretat scriitor, membru al filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, Constantin Buiciuc, care a trăit între 1951 și doar 2012. A fost și jurnalist, a fost și profesor, a scris poezie, proză, cronică de carte, a făcut parte din redacții de reviste și dintr-una dintre ele o să vă prezint un foarte scurt poem, dar foarte, foarte frumos, din revista Banat de la Lugoș, unde făcea parte din redacție, deci Constantin Buiciuc și poemul său Firele de strigăte. De altfel, revista din care vă citez un număr din 2012 chiar era dedicat lui Constantin Buiciuc. Deci, repet titlul poemului, Firele de strigăte. Copacii îmi erau înalți, drepți și rămuroși, și printre ei mi se strecura viața, iar diminețile se chirceau mototolite și firele de strigăte erau plecate la pământ de vântul toamnei. Bine ales acest poem, v-am zis, pentru momentul în care deja toată redacția își lua adio de la prietenul și colegul Constantin Buiciuc, fost membru al filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor. Un alt autor, tot de la Timișoara, dar este doamnă, Olimpia Sârb. Am găsit versuri foarte interesante prezentate în revista Actualitatea Literară, condusă de domnul Nicolae Silade, numărul 111 din 2021, sunt citate din volumul doamnei Olimpia Sârb, intitulat Poezii de dat uitării, un volum bilingv româno-englez, apărut în 2021 la editura Eurobeat și cred că a cam greșit titlul, pentru că poeziile acestea nu sunt de dat uitării absolut deloc. Iată, dintr-un poem intitulat De cine vă ascundeți, cine vă caută?
autoare Olimpia Sârb. Copiii se ascund după soare și tu împreună cu ei nu vă arde lumina, nu vă fură nori, plutiți în dulce derivă. Printre fluturi, sub cercei de lumină, în cotloane secrete ale unor povești, în bărcuțe cu catarg de stele. Și mi-ar plăcea să știu limba ucraineană și să le citesc aceste versuri copiilor refugiați din Ucraina, ca să le mai aducem un pic zâmbetul pe buze. Dar poate că cineva ne va ajuta să traducem aceste versuri exact pentru cei care au nevoie să zâmbească un pic și să se plimbe o bărcuță de poveste cu catarg de stele. Ce frumos! Deci versuri de Olimpia Sârb Timișoreancă. Și ca de fiecare dată, triada noastră se încheie cu un alt autor, tot o poetă, Denisa Ștefan, născută în 1999, din Oradea, poeta noastră, care are la editura Casa de Pariuri Literare, a apărut tot anul trecut, un volum foarte interesant încă din titlu, se cheamă Și plat dansa în bucătărie. Evident că e o trimitere la celebra Silvia Plath, numai că nu apare în volum deloc, ci doar în titlu, dar e bine că o poetă dansează în bucătărie, așa că ne putem imagina orice pe croșetând, să zic așa, pe această temă destul de generoasă, nu-i așa? Deci tânăra Denisa Ștefan, care are niște versuri dureroase, în ciuda zâmbetului meu pornit de la acest titlu. Iată un fragment. Am făcut mai multe din ură și furie decât din dragoste sau răsfăț. Nu trebuie să mă cunoști ca să-ți dai seama că am puțin de pierdut aici sau acolo. Aici sau acolo înseamnă același lucru, într-o lume spălată pe dos. Și tot așa, deci imaginați-vă că vă vărsați toată furia în versuri și în același timp trebuie să fiți delicați. E, cam așa este tânăra noastră Denisa Ștefan și îi reușește, pentru că sunt cronici favorabile la acest volum de debut. Bravo ei! E bine să ne... nu stoarcem lacrimile, ci să ne arătăm pumnii în poezie, chiar dacă pumnii noștri sunt mici și aparent nesemnificativi. Cuvintele știți foarte bine, dor foarte tare și dor mult mai mult timp decât o palmă sau chiar un pumn, așa că fiți atenți și la cuvinte și nu le primiți ca pe niște palme sau ca pe niște pumni, ci ca pe niște provocări ale, evident, intelectului, așa că haideți să citim mai multă poezie, indiferent că e despre durere, despre bucurie, că e într-o bărcuță cu catarg de stele sau altfel. Ideea este să mai ieșim un pic din nebunia zilelor și să ne revenim folosindu-ne mintea și dând inimii, arăt aici, știți, sufletul, inima, să ne bucurăm totuși cu literatură care chiar ne aduce bucurie. Poezia face acest lucru și uneori o face foarte bine. Deci continuăm să facem și noi la momentul de poezie, noi, eu și toate cărțile și toate versurile, să facem această bucurie celor care o primesc. La bună revedere!